Deschidem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Rut, capitolul 2, ultimul verset din capitolul 2 și apoi capitolul 3 în întregime. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne transmite gândul lui Dumnezeu. Și gândul lui Dumnezeu este gând de pace și nu de nenorocire, ca să ne dea viitor și speranță. Ne rugăm ca și în seara aceasta Harul lui Dumnezeu să binecuvinteze cu viitor și speranță fiecare suflet. Ne vom ruga fiecare în inima Lui. Cu voce tare, după citirea cuvântului, ne va conduce fratele Iosif Curta, este la balcon, în tronsonul întâi. Rut s-a ținut dar de slujnicele lui Boab ca să culeagă spice până la sfârșitul secerișului orzului și seceratului grâului și locuia cu soacră sa. Soacră sa Naomi a zis: fiica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită. Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnice ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzul în arie. Scoală-te, unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și coboară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut. Și când se va duce să se culce, înseamnă-ți locul unde se culcă. Apoi, du-te, descoperă picioarele și culcă-te. Și el însuși îți va spune ce să faci. I-a răspuns: voi face tot ce mi-ai spus. Rut s-a coborât la arie și a făcut tot ce poruncise soacră sa. Boaz a mâncat și a băut și inima era veselă. S-a dus și s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. La miezul nopții omul s-a speriat. S-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui și a zis: cine ești? I-a răspuns: eu sunt Rut, slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis: fii binecuvântată de Domnul, fiică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, sărați sau bogați. Acum fiindcă nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi în noaptea aceasta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu. Viu este Domnul. Culcă-te aici până dimineață. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineața și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis să nu știe nimeni că a fost o femeie în arie. Și a adăugat: adu mantaua de pe tine și ține-o. I-a ținut-o și el a măsurat 6 măsuri de orz și i-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. Rut s-a întors la soacră sa, Naomi, și a zis, tu ești fiica mea. Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela. Și i-a zis: mi-a dat aceste 6 măsuri de orz, zicând să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta. Și Naomi a zis: fii liniștită, fiica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, noi plecăm capetele în rugăciune. Tema săptămânii acesteia este: Dumnezeu îți oferă viitor și speranță, și este inspirată din studiul cărții Rut. În fiecare seară ne-am uitat la o parte din această carte, ca să vedem modul în care Dumnezeu se apropie de noi, oamenii, ca să ne ofere viitor și speranță. Așa este făgăduința lui Dumnezeu făcută prin profetul Ieremia. Știu planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau viitor și nădejde sau speranță. În seara aceasta ajungem la cel mai greu de explicat capitol din toată Cartea Rut.
este partea cea mai grea de exegetat a cărții Rut. Așa că mă rog ca Duhul Dumnezeu să ne pregătească mintea și inima. Pentru cei care n-ați fost în seriile precedente, aș vrea să fac o scurtă recapitulare. Cartea Rut ne prezintă istoria unei familii din poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, în vremea judecătorilor. Este perioada după Iosua, când poporul Israel a ocupat țara făgăduinței și s-a bucurat de toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a dat acestui popor în țara făgăduinței, cu condiția să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Legământul încheiat de Dumnezeu cu acest popor prevedea binecuvântări și pedepse. Binecuvântări dacă ascultă și pedepse dacă nu ascultă. Și cartea Rut începe cu o perioadă în care peste țara făgăduinței, țară descrisă în Biblie ca fiind țara în care curge lapte și miere, adică o țară a abundenței, a belșugului. În țara aceasta a abundenței, a belșugului, a venit o vreme de sărăcie, de foamete. Conform legământului, vremea de sărăcie și de foamete era atenționarea lui Dumnezeu cu privire la faptul că au încălcat legământul, au păcătuit. Și e vremea să se întoarcă la Dumnezeu ca să scape de pedeapsă și să primească binecuvântări. O familie alcătuită din patru persoane. Tata, Elimelec, care înseamnă Dumnezeu este împărat, soția și mamă, pe nume Naomi, care înseamnă plăcută sau dulce, cei doi băieți, Mahlon, care înseamnă bolnăviciosul, și Chilion, care înseamnă muribundul. Nume ciudate, datorită faptului că s-au născut cu probleme de sănătate. Când a venit sărăcia, foametea, familia aceasta, în loc să caute fața lui Dumnezeu în pocăință, au apelat la o șmecherie. Dacă este bogăție în altă țară, de ce să ne pocăim când putem merge acolo? Și-au aflat că în țara Moabului este bogăție, așa că și-au făcut bagajele și-au plecat înspre țara Moabului pentru o vreme, au zis ei, dar au rămas acolo 10 ani de zile. În țara Moabului a venit peste ei prima nenorocire. Elimelec, soțul și tata, moare într-o țară păgână, o țară idolatră. E îngropat, rămâne mama Naomi cu cei doi băieți și aranjează să se căsătorească în lume cu fete păgâne. Unul se căsătorește cu o moabită pe nume Rut, care înseamnă credincioșie sau prietenă, și celălalt se căsătorește cu Orpa, care înseamnă îndărădnică sau în limbajul de atunci grumaz, dar partea de la ceafa grumazului. Așa i-au dat nume părinții. Interesante nume. După 10 ani de zile, cei doi băieți mor. Rut rămâne fără soț, fără copii, a nimănui într-o țară străină și în vremea aceea, dacă o femeie este fără soț și fără copii, nu beneficiază de asigurări sociale ca în vremea noastră, nu sunt pensii sociale, nu sunt tot felul de intervenții ca să îi ajuți pe oameni. În vremea aceea, dacă rămâneai femeie, văduvă, a nimănui, aveai două variante, cerșetoria sau prostituția. În timp ce este la capătul drumului, Naomi aude o veste extraordinară. În țara ei, de unde a fugit ea, Dumnezeu a dat belșug. Dumnezeu cercetează poporul și s-au schimbat vremurile. E bunăstare. E bunăstare datorită faptului că Dumnezeu s-a îndurat de ei. Vestea aceasta aprinde o luminiță în sufletul ei. Și dintr-o dată vede că
ar avea o altă alternativă, să se întoarcă acasă. Se întoarce acasă și cele două nurori păgâne hotără să meargă împreună cu ea. Dar în drum spre casă, Naomi este frământată de gânduri negre. Oare ce va fi acasă? Cum va fi? N-am pe nimeni, mai e cineva. Și se uită la cele două nurori și își dă seama că nici ele n-au niciun viitor în mintea ei, frământată de gânduri negre, și le încurajează să se întoarcă înapoi la idolatrie. Una dintre ele, Orpa, se întoarce. Rut a văzut ce n-a văzut nimeni la ora aceea. A văzut mâna lui Dumnezeu dincolo de semnele vizibile. Rut a văzut că Dumnezeu care lucrează e un Dumnezeu care lucrează nu doar atâta, ci un Dumnezeu atotputernic. Așa că i-a spus soacrei ei, nu insista să mă întorc înapoi, pentru că decizia mea e luată. Încotro mergi tu? Vă rog să răspundeți. Unde vei locui tu? Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Facă-mi Domnul ce va vrea. Adică indiferent ce greutăți mă așteaptă, nimic nu mă întoarce înapoi. Și mă duc pe drumul acesta până la moarte. Ajung la Betleem și am văzut ce s-a întâmplat în inima lui Naomi când a ajuns în fața porții Betleemului. După 10 ani de zile, când vine frântă și zdrobită, fără soț, fără copii, cu mâinile goale. În urmă cu 10 ani era altfel, era fericită, era cu soț, era cu copii. Aveau de toate. Și acum se întoarce. Și când femeile din Betleem o văd că intră în cetate, se uită mirate și întreabă, Naomi, tu ești? Adică nu te-a mai fi cunoscut. Pentru că cei 10 ani de zile departe de Dumnezeu în lume au lăsat urme pe trupul ei și pe sufletul ei. Și Naomi le mărturisește faptul că ea crede că Dumnezeu a bătut-o, Dumnezeu a lovit-o și le spune, nu mai îmi ziceți Naomi, spuneți-mi Mara, adică amărăciune. Nu mai sunt plăcută, nu mai sunt dulce, sunt amărăciune. Și de acolo începe o nouă etapă. Intră în Betleem și nora ei, Rut, este o femeie extraordinară. Înțelege că trebuie să înceapă viața de acolo de unde poate. Și începe de la ușa care se deschide să meargă să culeagă spice de pe câmp, pe urma secerătorilor, că este vremea secerișului. Și spune ea, dă-mi voie să mă duc să culeg spice în ogorul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Adică e o vreme a judecătorilor în care fiecare face ce vrea. Dar dacă totuși ești de cineva cu inimă bună, dacă cineva care se uită la mine și mă lasă să adun spice, că asta era singura soluție pentru săraci, pentru străini, pentru văduve. Și Rut se duce să culeagă spice și zice, Biblia s-a întâmplat ca ogorul acela să fie al lui Boaz. Boaz este un om deosebit, un om cu vază, un om respectat, un om care are o reputație nemaipomenită și este proprietarul acelui ogor și este un om foarte bogat, spune Scriptura. Și în timp ce Rut adună spice, s-a întâmplat ca Boaz să vină să-și vadă secerătorii. Și observă și străina asta care culege spice, ia informații, află că este nora lui Naomi, o moabită, și află că a venit de dimineață și este de o hărnicie care impresionează și secerătorii lui. Și începe să vorbească cu ea. Și îi explică faptul că e bine să rămână în ogorul lui, că e vreme periculoasă, dacă se duce în alt ogor, s-ar putea să fie atacată, abuzată, batjocorită. Și spune, rămâi în ogorul meu. Aici ești în siguranță. Aici ai acces la apă când îți este foame. Rut este copleșită de faptul că omul acesta îi dă atâta atenție. Se preocupă de ea într-un mod în care e dincolo de orice imaginație. Se înfiripă o relație. Și aseară ne-am uitat la momentul în care Boaz o invită pe Rut la masă. Este o masă pe care o are în câmp,
cu toți săcerătorii lui și o invită pe Rut la masă și lucrurile iau o direcție din ce în ce mai interesantă și mai frumoasă. Și continuă istoria 7 săptămâni la rând. Toată perioada secerișului. Rut adună spice în ogoarele lui Boaz, este cu secerătorii, cu băieții și cu fetele care s-au secerat în ogoarele lui Boaz și beneficiază de tot acest tratament deosebit de politicos, de bun. 7 săptămâni de zile. În prima zi a adunat o efă de boabe de orz. Vreo 20 de kilograme. E uimitor. Soacra ei este fascinată când vede și întreabă în ogorul cui ai fost, că așa ceva este de neimaginat. Și află că e ogorul lui Boaz. Și în mintea lui Naomi încep să se învârte rotițele. Acum, dacă Rut aduna spice 7 săptămâni, câte zile sunt în 7 săptămâni? Câte sunt? 49. Dacă lucrezi 6 zile pe săptămână, că ziua sabatului nu se lucrează, nici Boaz nu lucrează, dacă sunt 6 zile pe săptămână în 7 săptămâni, câte zile a adunat Rut spice? 42. Dacă în prima zi a adunat 20 de kilograme, în 42 de zile, câte kilograme a adunat? Haideți, matematicienii! Peste 800 de kilograme. Imaginați-vă că nu-i la secerat, ci-i la cules spice, ce rămâne pe urma secerătorilor. Și în fiecare zi se întâlnește cu Boaz și beneficiază de această atenție deosebită. Invitată la masă. Dar nu pune nici pe Facebook, nici pe Twitter, nu spune eu și Boaz. Ci își vede mai departe, pentru că ne-am uitat aseară la modul în care se dezvoltă relațiile de prietenie după tiparul lumii, după tiparul Bibliei. După tiparul lumii sunt două lucruri care sunt importante în a stabili relații. Aspectul fizic și seducția. Și de când a început această civilizație a seducției, este această industrie care le învață pe fete, învață pe băieți, cum să arate ca să devină atractivi. Pe calea Domnului sunt alte valori. Pe calea Domnului este ascultare de Dumnezeu și caracterul. Și Rut și Boaz sunt pe calea Domnului și sunt preocupați să asculte de Dumnezeu și își formează un caracter atât de frumos. Și ne-am uitat aseară la trăsăturile lor de caracter incredibile. Cred că orice mamă și orice tată de fată și-ar dori un băiat ca Boaz. Și orice mamă și orice tată de băiat și-ar dori o noră ca Rut. Caractere nemaipomenite. Dar trec 7 săptămâni și parcă lucrurile stau pe loc. Se termină secerișul. Asta înseamnă că Rut nu va mai fi pe holdă, nici Boaz. Asta înseamnă că sunt șanse puține să se mai întâlnească. Și după atâta vreme, o vară întreagă în care au fost împreună și relația a mers din pas în pas spre lucruri tot mai frumoase, se termină secerișul și Boaz? Ce face Boaz? Și titlul mesajului seara aceasta este: ce să fac dacă băiatul de care îmi place nu mă cere în căsătorie? Ce să fac dacă băiatul de care îmi place nu mă cere în căsătorie? Acum, băieți, momentul în care vrei să ceri pe cineva în căsătorie este extraordinar de tensionat. M-am uitat la exemple de băieți care s-au frământat cum să ceară în căsătorie. Știți de ce este greu pentru băiat momentul acela? Știți care e teama numărul 1? Care e teama numărul 1? Să zică nu. Și dacă ai cerut o căsătorie, ți-a zis nu, te simți ultimul om de pe fața pământului. Ai vrea să te înghită pământul. Un băiat
avocat de profesie, îi plăcea de o fată, a vrut să o ceară în căsătorie, dar n-avea semnale suficiente că fata ar accepta. Și s-a gândit cum să o ceară în căsătorie într-un mod în care fata să n-aibă loc de întoarcere, să zică da. Așa că a vorbit cu niște prieteni de-a lui polițiști de circulație. Și într-o zi, un echipaj de circulație a oprit fata, i-au luat actele la control, au acuzat-o că a făcut infracțiuni în trafic, au dus-o la poliție, au băgat-o în arest și au spus fetei, ai voie să dai telefon doar la un avocat. Fata speriată, arestată, a dat telefon la cine? La băiat. Băiatul a venit, a intrat cu dreptul de avocat să stea de vorbă cu clienta, a ieșit înapoi, a vorbit cu poliția, s-a dus din nou și a spus, auzi, am reușit să-i conving să te lase, dar te lasă numai cu o singură condiție, dacă te căsătorești cu mine. Fata, în tensiunea aceea, a zis, da? Au ieșit de acolo și când au ieșit, polițiștii i-au spus care a fost păcăleala. Drept urmare, fata s-a întors, i-a tras o palmă băiatului, după care l-a pupat și a zis, tot dat rămâne. Altul, atât de timid, nu știa cum să facă să ceară fata în căsătorie, așa că a cumpărat inelul acela, care îl dai când ceri în căsătorie, s-a întâlnit cu fata și așa, tăcut și crispat, a scos cutia cu inelul, i-a dat fetei cutia cu inelul și a zis, uite-te în el, și a luat-o la fugă. Și fata a deschis cutia și a văzut că e inelul de cerut în căsătorie. Și a fugit după el să-i spună că-i da. Acum nu sunt toți băieții la fel. Unii sunt mai îndrăzneți, alții sunt mai puțin îndrăzneți. Și Naomi are impresia că Boaz ezită. Naomi a văzut că, da, s-a înfiripat o relație, e acolo ceva, dar băiatul ăsta nu se poate decide. Ce-i de făcut? Ce-i de făcut când trece vremea și nu se mai întâmplă nimica? Vremea așteptării este o vreme deosebit de grea. Dragii mei, vremea așteptării este extraordinar de grea. Și mulți oameni nu pot trece testul așteptării. Li se pare că nici Dumnezeu nu mai poate face nimic. Așa că Naomi zice, nu-i nimic, nu se poate hotărâ el, îl ajutăm noi. Așa că o cheamă pe Rut și îi spune, Rut, am făcut un plan. Asta înseamnă când te însoară babele. Ele totdeauna au plan. Și Naomi spune, Rut, am un plan. Aș vrea să-ți dau o dihnă, aș vrea să te văd așezată. Ce spune ea aici? Fiica mea, aș vrea să îți dau un loc de odihnă și să fii fericită. Îi spune, fiica mea, aș vrea să te văd măritată. Aș vrea să te văd la casa ta. Așa e că și la noi, părinții, când au copii, trec de o anumită vârstă, vine și o boală, spune, atât aș mai vrea să trăiesc până când? Ziceți, vă rog. Până când îi văd pe toți la casa lor. Și Naomi se uită că Rut a avut o vară frumoasă, a avut experiențe, a avut o relație frumoasă, o relație decentă, dar șansele să rămână așa sunt extraordinar de periculoase. Dacă rămâne toată viața o străină, rămâne toată viața una care trăiește adunând spice, înseamnă că fata asta nemăritată, fără soț, fără copii, rămâne toată viața ei o necăjită, o bătută a sorții. Și spune, fiica mea, aș vrea să îți dau odihnă, aș vrea să te mărit. Și spune, auzi, Boaz este din rudeniile noastre, dar e candidat la căsătorie. E potrivit pentru căsătorie. Ai fost cu secerătorii lui,
Îl cunoaște, e limpede că îi place de tine. Dar nu se poate hotărâ. Așa că, uite, am făcut eu un plan. Uite care-i planul. Și Naomi are toate buletinele de știri la degetul mic. Până în noaptea asta, Boaz este la Arie. În noaptea asta vântură ovăzul. Acum, cei care ați crescut la oraș, probabil că vă întrebați și ce-i cu asta. Din nou am nevoie de ajutorul celor de la țară. Cei de la țară crescuți, la țară, mâna sus. Să ne binecuvânteze Domnul, să aibă milă de voi, orășenii. Ce înseamnă asta? S-a terminat secerișul, nu este secerat mecanizat, este seceriș manual și când au adunat toți nopii, se duc undeva pe un platou care este din pământ pietros, îl curăță și împrăștie nopii acolo, aduc niște vite, cai sau catâri sau ce au boi și leagă cu lanțuri de ei niște tăvălugi mari de lemn. Și animalele se duc în cerc peste snopii aceia ca să scuture boabele din spic. După ce scutură, adună paiele și rămân boabele cu pleava. Și așteaptă un moment favorabil când suflă vântul. Cât ați fost la treierat grâu care e cu pleavă? Mâna sus care ați mai am câțiva prieteni. Îl arunci, vântul duce pleava și cei boabă cade la pământ. Și apoi aduni și depozitezi. E momentul în care vezi cu ce roadă te-ai ales. E un moment de maximă bucurie pentru fermieri. Și Naomi spune, Rut, Boaz seara asta este în Arie. Vântură orzul. Când termină de vânturat, mănâncă împreună cu băieții cu care vântură și apoi se duce să se culce și se culcă în Arie ca să își păzească recolta. Rut, uite care-i planul. Te speli, te parfumezi, te îmbraci frumos și te duci la Arie. Dar te duci așa să nu te vadă nimeni. Să nu te vadă absolut nimeni. Te uiți când au terminat de mâncat, când se duce la culcare, uită-te să vezi unde se culcă, însemnează-ți locul, după ce s-au culcat toți. Acum, în Arie nu este curent electric. După ce au terminat de lucru, se stinge focul. Și dacă ați fost în zona Orientului Mijlociu, când se face noapte, e noapte că îți bați degetele în ochi. Însemnează-ți locul și du-te, te așezi la picioarele lui. Modul în care erau culcați, Boaz era cu capul înspre stogul de grâu sau de ovăz și era acolo, cu picioarele în afară și era un loc mai larg așezat, așternut, pe care dormea. Deci locul e mai larg. Te duci la picioarele lui și te așezi invers, în perpendicular, nu paralel, la picioarele lui și îi descoperi ușor picioarele. Pentru că în vremea aceea dormeau acoperiți cu mantaua din timpul zilei, era acoperitoare când dormeau pe câmp. Nu duceau și plapuma și perna, era mult mai câmpenesc. Și stai la picioarele lui și o să spună el ce să faci. Rut face cum îi spune soacră sa. Se duce, face toți pașii și se culcă la picioarele lui Boaz. Boaz doarme. Probabil că e ca unii dintre noi când a atins perna, a trecut pe canalul 2. Nu-i dintre aceia care se tot învârt. La miezul nopții se trezește. Și lângă el e cineva. Acum, când te trezești noaptea, nu sunt lucrurile pe aia limpezi. Nu știi, ai visat, n-ai visat.
Nu știi, ești acasă sau ești în deplasare? Se trezește cu cineva acolo și se sperie. Și întreabă, cine ești? Și este un glas. Eu sunt Rut. Sunt slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste mine pentru că ai drept de răscumpărare. Întrebare. Sfatul acesta este înțelept pe care l-a dat Naomi sau nu înțelept? E înțelept sau nu înțelept? Spuneți-mi care mamă de fată iar spune fetei, auzi, băiatul de care îți place e cu cortul la marginea pădurii la noapte. Du-te și intră la el în cort. Și o să spună el ce să faci. Ați face așa ceva? Interpretarea acestui sfat al lui Naomi merge pe două direcții. Unii care au impresia că Naomi a vrut să îl atragă pe Boaz într-un fel de capcană, să facă o căsătorie din asta rapidă, la miezul nopții, în arie, că s-au mai întâmplat asemenea lucruri, nu se poate hotărâ să trezește noaptea cu fata lângă el și fata îi spune, ia-mă în căsătorie și în felul acesta precipită lucrurile. Dacă asta ar fi gândit Naomi, a gândit într-un mod extrem de periculos. Mai întâi, s-o trimiți pe Rut în arie noaptea. Riscul este ca Boaz să-și cheme băieții care sunt acolo să spună a venit, a apucat asta, scoateți-o de aici. Sau să se întâmple ceva păcătos. Și o formă și alta ar fi însemnat că se compromite și Boaz, se compromite și Rut și toată mărturia lor și viața lor este ruinată datorită unor lucruri neînțelepte. Și sfatul lui Naomi a fost un sfat cât se poate de periculos. Asta este o parte a interpretărilor. O altă parte, alți teologi care se uită la același text spun, stai un pic. Noi nu analizăm ce s-a întâmplat acolo prin ochelarii secolului 21. Lucrurile astea se întâmplă cu 3200 de ani în urmă. Se întâmplă într-o altă civilizație, într-o altă viață, altfel de viață, altă concepție, altfel de a se desfășura lucrurile. Și lucrurile sunt în felul următor. Conform Scripturilor, și Boaz este un om a Scripturilor și s-a întors și Naomi din nou în poporul lui Dumnezeu și este Cartea Legământului, cele 5 cărți ale lui Moise, și acolo sunt scrise următoarele lucruri. Dacă fratele tău sărăcește și vinde o bucată din moșia lui, cel ce are drept de răscumpărare, ruda lui cea mai de aproape, să vină și să răscumpere ce a vândut fratele său. Versetul 35 din Levitic 25. Dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijinești. Versetul 47. Dacă un străin sau un venetic se îmbogățește și fratele tău sărăcește lângă el, și se vinde străinului care locuiește lângă tine sau vreunuia din familia străinului. El să aibă dreptul de răscumpărare după ce va fi vândut. Unul din frații lui să poată să răscumpere. Unchiului sau fiul unchiului lui sau una dintre rudele lui apropiate va putea să-l răscumpere. În poporul Israel Dumnezeu a instituit următoarea regulă. Pământurile pe care le-a dat Dumnezeu nu pot fi înstrăinate de la familie. Fiecare familie este îndrituită de Dumnezeu să-și păstreze moștenirea pământului din generație în generație. Dacă o generație dă faliment, sărăcește și n-are altă variantă decât să vândă pământul, rudenile lui apropiate sunt datoare să răscumpere pământul, să plătească prețul răscumpărării și să-i dea înapoi pământul. Pentru că, în baza pământului și a urmașilor, se păstrează genealogiile și semințiile lui Israel.
Și este această rânduială și cel care are dreptul să plătească datoria să răscumpere se numește răscumpărătorul. Răscumpărătorul este cel care te scoate din necaz, cel care te scoate din robie, cel care schimbă viața și statutul. Naomi se întoarce și e săracă. Naomi se întoarce și nu mai are nimic. Dar cineva are dreptul de răscumpărare. Acum în Deuteronom 25, în Deuteronom 25 mai este un detaliu. Cel care are dreptul de răscumpărare este dator să răscumpere și o femeie văduvă care a rămas după ce a murit soțul și nu mai are copii. Să o răscumpere în așa fel încât să se asigure că văduva aceasta va avea copii și copiii sunt moștenitorul soțului care a decedat ca să-i păstreze numele și să păstreze seminția. Și cine răscumpără holda trebuie să răscumpere și văduva. Și această răscumpărare trebuia să aibă loc la poarta cetății. La poarta cetății era administrația publică a cetății. Acolo era primăria la poarta cetății. Acolo se rezolvau toate problemele administrative, civice, toate problemele mari ale cetății se rezolvau acolo. Și zice Biblia așa, că omul acesta care nu vrea să răscumpere pe cea care a rămas văduvă, să meargă la poarta cetății, la bătrâni, și să spună, omul acesta nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul lui de a mă răscumpăra. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruie și zice, nu vreau să o iau, atunci femeia aceasta, văduvă, să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picior și să-l scuipe în față și luând cuvântul să zică, așa se face omului care nu voiește să răscumpere casa fratelui său. Și casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. A citit Biblia. Adică modul în care se făcea răscumpărarea. În public, în fața cetății, în fața bătrânilor, cel care avea dreptul de răscumpărare era provocat public și dacă nu își îndeplinea această datorie. Femeia care nu era răscumpărată avea dreptul să-l scuipe în față, adică să îl batjocorească, să-l disprețuiască în văzul lumii. Să ia încălțămintele din picioare să meargă acasă desculț. Și casa lui să se numească casa celui descălțat, a batjocoritului, a omului fără caracter. Asta era legea în Israel. Acum Boaz are drept de răscumpărare. Boaz are dreptul să se căsătorească cu Rut. Rut se duce la el să-i ceară să o ia în căsătorie. Dar de ce se duce la miezul nopții în arie și nu se duce ziua în cetate? Pentru că, după cât bine le-a făcut, după modul în care s-a comportat cu Rut și cu Naomi, n-au vrut să-l provoace pe Boaz public în piața cetății. Și dacă se întâmplă să nu vrea, n-au vrut să-l umilească public înaintea tuturor. S-au dus la el într-un mod discret, să nu vadă nimeni și să îi ofere această posibilitate să o răscumpere, iar dacă nu vrea, să nu fie batjocorit în fața tuturor scuipat și să fie casa celui descălțat. Deci, dintr-o gândire de a nu-l face de rușine, le-a făcut bine. Cum să te duci să te comporți în felul acesta cu cineva care ți-a făcut bine? Așa că Rut se duce la miezul nopții, târziu în arie, la miezul nopții se trezește Boaz și tu îi spune, eu sunt slujnica ta. Întinde-ți poala hainei pentru că ai drept de răscumpărare și conform a ceea ce ne spune Biblia în cartea lui Ezechiel, în capitolul 16, era una dintre modalitățile de a spune cuiva că vrei să o iei de soție. Folosește Dumnezeu în limbaj profetic
când se adresează poporului Israel, spune: când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea dragostelor. Atunci am întins poala hainei peste tine și am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu. Când s-a întins poala hainei, nu este nimic imoral acolo. Nu este nimic indecent. Este o cerere în căsătorie, anunță intenția de a încheia legământul de căsătorie. Rut, la sfatul lui Naomi, se duce și îi propune lui Boaz să facă lucrul acesta discret, să nu vadă nimeni. Cum răspunde Boaz? Situația este extraordinar de delicată. Se trezește la miezul nopții, este Rut lângă el și acum vă rog să ascultați. Capitolul 3, versetul 10. Fii binecuvântată de Domnul, fiică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri săraci sau bogați. Acum nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Deci Boaz este în această situație, îi se propune o variantă discretă, noaptea să nu vadă nimeni, și Boaz ne învață câteva principii. Primul principiu, și vă rog să așteptați până la al treilea. Primul principiu, importanța așteptării momentului potrivit în ascultare de Dumnezeu. Biblia ne spune că toate lucrurile și-au vremea lor. Vremea căsătoriei este vremea în lumină, nu în întuneric. Nu ne căsătorim așa departe de ochii lumii, spune Boaz. Ceea ce facem noi trebuie să fie în lumină și îl aduce pe Dumnezeu acolo și spune: fii binecuvântată de Domnul, fiică. În această propunere de căsătorie, Boaz spune: mai întâi și mai întâi, ce-mi doresc este să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. Cea mai mare nevoie a ta, Rut, nu este în primul rând de un soț, ci de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă te căsătorești și n-ai binecuvântarea lui Dumnezeu, căsnicia aceea se ruinează. Fii binecuvântată de Domnul, fiică. Da, este vremea în care înțeleg ce vrei. Înțeleg care este dorința. Apreciez cinstea ta și apreciez modul în care te-ai comportat, că de când ai venit aici, n-ai umblat pe corzo cu băieții sau dintr-o parte și în alta, noaptea hai hui. Ești o femeie cinstită, ai o mărturie extraordinară. Ce este interesant la Boaz este faptul că e preocupat să îi apere, să îi protejeze demnitatea lui Rut. Ascultați-mă, fetelor. Dacă ai întâlnit un băiat care nu-i preocupat de demnitatea ta, de onoarea ta, dacă în modul în care se comportă îl dezonorează pe Dumnezeu, tot ce îl dezonorează pe Dumnezeu te dezonorează și pe tine. Ce îl dezonorează pe Dumnezeu se dezonorează și pe tine, indiferent de argument. Boaz spune: aici, în relația noastră, pe primul loc este Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și îi spune: Rut, dacă facem lucrurile dumnezeiește, dumnezeiește nu se fac aici în arie noaptea, dumnezeiește se fac în lumina zilei, în fața cetății, în fața autorităților, în fața martorilor. Căsătoria noastră trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu. Rut, înțeleg ce ai vrut, dar nu așa se face. Rut, n-ar fi trebuit să vii aici. De aceea îi spune să nu știe nimeni că a fost o femeie în arie. E protejat în așa fel încât să nu dea drumul la bârfă. Să nu vorbească oamenii despre ceva ce s-ar fi putut întâmpla, să nu dea loc la vorbe. Comportamentul lui Boaz este de așa natură încât demnitatea și integritatea și cinstea lui Rut să nu fie afectate. E importantă această mărturie a integrității. 3. Boaz îi spune: Rut,
Mai întâi, va trebui să facem legământul de căsătorie și apoi relația de căsătorie. Ordinea este asta. Mai întâi legământul și după aceea relația. Nu începem căsătoria cu relația și după aia facem legământ. Asta nu-i calea Domnului. Vrem să facem ceva ce-L onorează pe Dumnezeu. Da? Vreau să te iau în căsătorie. Dar avem o problemă. Care e problema? După legea răscumpărării, era o regulă a priorităților. Cei care aveau dreptul de răscumpărare trebuiau să respecte prioritățile. Și Boaz spune, e adevărat că eu sunt în lista celor care au drept de răscumpărare. Dar înaintea mea este... Cine este? Acum, fetelor, spuneți-mi, cum te-ai simțit dacă băiatul de care îți place spune, stai un pic, după legea casei noastre, fratele meu mai mare are drept, dacă vrea să ia el de soție. De ce îți bagi joc de mine? Vă rog să înțelegeți lucrurile din punct de vedere biblic. Boaz spune, ca oameni care credem în Dumnezeu, trebuie să ascultăm de Dumnezeu în toate aspectele. Nu putem călca cuvântul lui Dumnezeu în niciun aspect. Dacă e voia lui Dumnezeu să te iau de soție, Dumnezeu este Cel care deschide ușa și dă mărturia. Și vom vedea duminică seara modul în care se desfășoară căsătoria lui Boaz cu Rut. Dar aici, Boaz este preocupat în toate aspectele să-L onoreze pe Dumnezeu, să păstreze demnitatea lui și demnitatea lui Rut, mărturia lor și să facă lucrurile într-un mod care îl onorează pe Dumnezeu. Și să aștepte. Acum, după ce fac toate aceste lucruri ca să-L onoreze pe Dumnezeu, Biblia spune, încredințează soarta în mâna Domnului și El va lucra. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El va lucra. Toate lucrurile și-au vremea lor și Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Și Boaz o trimite acasă înainte de a se lumina de ziua, dar mai face ceva. Îi dă 6 măsuri de orz și îi spune, astea sunt pentru Naomi, pentru soacră ta, să nu te duci la ea cu mâinile goale. Dar asta ce mai înseamnă? Atenție, toți cei care sunteți căsătoriți, suntem căsătoriți, urmează să vă căsătoriți, Boaz spune, Rut, du-te acasă la mama soacră. Și du-i din partea mea darul acesta ca să înțeleagă următorul lucru. Nu o disprețuiesc pentru sfatul greșit pe care ți l-a dat. Vreau să păstrez cu ea o relație bună. Ascultați-mă, dragii mei care vă căsătoriți. Când vă căsătoriți, vă căsătoriți și intrați în familia unul celuilalt. Păstrați relații frumoase cu familia celuilalt. Sunt tineri care se căsătoresc și băiatul este încăpățânat și numai nu vrea să-i spună la mama soției mamă, ci evită în fel și chip nu să nu-i spună mamă. Și fete care se mărită și decât să-i spună la soacră mamă, mai bine își taie limba. Acum ascultă, dacă așa te comporți, ți-ai pus singură de sămânță de scandal în familie. Pentru că sângele apă nu se face. De aceea, Boaz spune, du-i lui Naomi. Du-i și este un semn din partea mea că nu-mi bat joc de ea. Dar Naomi va înțelege următorul lucru. Dumnezeu nu lucrează așa cum gândește ea. Dumnezeu lucrează altfel. Planul lui Naomi n-a fost un plan înțelept. Planul lui Naomi a fost un plan cu risc. Dumnezeu lucrează altfel. Dumnezeu își onorează numele și își onorează copiii.
Dumnezeu vrea să îl cinstim înaintea tuturor. Pentru că voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Du-te și spune-i lui Naomi. Trebuie să mergem pe calea lui Dumnezeu. Ce să fac dacă băiatul de care îmi place nu mă cere în căsătorie? Bine este să aștept în tăcere. Ce să aștept în tăcere? Răspunsul Domnului. Și spui, da, frate Paul, dacă tot aștept, aștept și aștept și nu mai vine. Acum, conform Scripturii, nu toți oamenii sunt obligați să se căsătorească. Conform Scripturii, unii se căsătoresc, alții nu se căsătoresc, dar indiferent dacă ești căsătorit sau necăsătorit, scopul principal al vieții noastre este slava lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 7, dacă ești căsătorit, gestionează-ți familia în așa fel încât să nu-ți bagi joc de ea, împlinește-ți obligațiile de familie, dar împreună cu toată familia ta, onorați-L pe Dumnezeu. Dacă ești necăsătorit, ai scăpat de celelalte obligații domestice ca să te poți dedica întru totul, totului tot lucrării Evangheliei. Și Apostolul Pavel spune, căsătorit sau necăsătorit, problema fundamentală este relația cu Dumnezeu. Dacă relația cu Dumnezeu este sănătoasă, dacă relația cu Dumnezeu este biblică, Dumnezeu te va binecuvânta în căsătorie sau dacă ai rămas singur. Și o să ziceți, dar te poate binecuvânta Dumnezeu dacă rămâi singur? Unul dintre oamenii pe care i-am cunoscut și păstorii bisericii noastre și alții din biserică la vremea respectivă a fost marele teolog britanic John Stott. John Stott a fost unul dintre cei mai prolifici teologi ai secolului 20, a scris nenumărate cărți, comentarii biblice, a fost la un moment dat capelanul reginei Angliei, un om care a păstorit o biserică mare în centrul Londrei și în perioada în care a fost la studii în Anglia, împreună cu toată familia, ne-am închinat Domnului în biserica aceasta păstorită de John Stott. John Stott nu s-a căsătorit niciodată. Într-o seară când am luat cina cu el, l-am întrebat, John, poți să te întreb ceva? Și a zis, poți să mă întreb, dacă știu răspunsul, spun. John, spune-mi, te rog, n-ai avut niciodată gânduri de căsătorie? Cum ai rămas singur? S-a uitat la mine cu un zâmbet larg și a spus, când am înțeles chemarea lui Dumnezeu, la ce mă cheamă Dumnezeu? La lucrarea pe care mi-o dă Dumnezeu în domeniul teologic, în domeniul școlilor teologice, în domeniul de a călători în jurul lumii ca să predic Evanghelia. Am înțeles că oricine s-ar căsători cu mine ar rămâne nefericită. Și decât să fac pe cineva nefericită și să am o familie de care nu mă pot ocupa pentru că am această lucrare, am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să rămân singur și Dumnezeu mi-a dat familia asta mare a bisericii. Și toată familia asta este familia mea. Și până la finalul vieții lui, a continuat lucrarea aceasta și a fost unul dintre cei mai îndrăgiți și respectați și pastori și teologi a secolului 20. Da, sunt femei care au înțeles chemarea lui Dumnezeu, s-au dus pe câmpul de misiune și și-au dedicat viața lui Dumnezeu sau copiilor sau unor proiecte sociale speciale și Dumnezeu le-a binecuvântat, băieți sau fete. Vă spuneam în urmă cu două seri că o femeie măritată a întrebat-o pe o fată necăsătorită și a spus, auzi, toate prietenele tale s-au căsătorit, nu-ți pare rău? Și fata a zis, ba, îmi pare rău de ele, dar nu le mai pot ajuta. Deci a înțeles că a fi singură nu este ceva să fii decompătimit, că este ceva ce îți oferă o situație specială să-L slujești pe Dumnezeu. Dar, dacă ești căsătorit, căsătoria ta să fie una care îl onorează pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu spune, voi cinsti pe Cel ce mă cinstește. Și acum, o serie de întrebări. Vă rog să vă pregătiți pentru întrebări. N-am să vă rog să ridicați mâna, dar am să vă rog să lăsați inima să fie cercetată de Duhul lui Dumnezeu. Ai făcut lucruri în relațiile pe care le-ai avut,
care au călcat cuvântul lui Dumnezeu? Ai făcut lucruri care au călcat cuvântul lui Dumnezeu? Ai avut relații care au distrus onoarea cuiva? I-au distrus cinstea? Ai intrat în relații în care ai lăsat în urma ta răni, ai lăsat în urma ta suferință, dezamăgire, ai lăsat în urma ta lucruri urâte. Dacă ești căsătorit, ai în familia ta probleme care se leagă de modul în care ai avut relația cu soția înainte de căsătorie? Dumnezeu a spus, voi cinsti pe cel ce mă cinstește. Dar cine mă disprețuiește, va fi disprețuit. Crizele pe care le ai acum în familie, nu cumva au rădăcinile în ceea ce ai făcut înainte de căsătorie? Dacă ai putea da timpul înapoi, l-ai da înapoi. Sunt lucruri pe care le regreți, ți-e rușine și ți-e greu că le-ai făcut. Dacă ai putea da timpul înapoi, l-ai da? Vestea tristă este că nu-l poți da înapoi. Timpul este ireversibil. Dar dacă nu poți da timpul înapoi, poți face altceva. Adu timpul trecut înaintea Domnului în prezent. Adu trecutul înaintea lui Dumnezeu în prezent. Adu toate acele lucruri care le-ai făcut, de care îți pare rău. Le-ai îndreptat, dar nu le mai poți. Ți-e rușine și ai spălat rușine, dar n-ai cu ce o spăla. Ai lăsat în urma ta victime și nu mai ai cum să le reabilitezi. Adu trecutul acesta înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în Isaia, capitolul 1, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Și de vor fi păcatele voastre roșii, cum e purpura. Se vor face albe ca lână. Și de vor fi roșii, precum este cârmâzul. Se vor face albe ca zăpada. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățe de orice nelegiuire. Adu trecutul tău înaintea lui Dumnezeu. Vino cu el înaintea Domnului. Pentru că ceea ce descoperă și Rut și Naomi este că doar răscumpărătorul te poate răscumpăra. Și Domnul Iisus Hristos este marele răscumpărător. Ca să ne poată răscumpăra, a plătit prețul răscumpărării. Și prețul răscumpărării din păcatele mele și ale tale este prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Căci nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați în felul deșert de viețuire, pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu scump sângele mielului lui Dumnezeu. Prețul răscumpărării nu este în aur sau argint. Este în jertfa Fiului Dumnezeu ca să te ia din trecutul tău, să te libereze, să te ierte, să te schimbe, să-ți dea viitor și speranță. Dar poate că spui, și dacă nu vin cu trecutul meu la Dumnezeu, ce se întâmplă? Biblia spune, este rânduit oamenilor să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Îți spun ce se întâmplă. Vei trăi pe pământ o vreme, niciunul dintre noi nu știe câtă vreme. Am venit în lumea aceasta pe rând și plecăm pe sărite. Niciunul nu știe când pleacă. Este hotărât ca fiecare om de pe fața pământului să ajungă la punctul terminus,
pe pământ. După care vine judecata. Și Dumnezeu, judecătorul cel drept, va duce la judecată orice faptă, orice gând, orice atitudine, orice s-a întâmplat, le aduce Dumnezeu la judecată și la judecata lui Dumnezeu plata păcatului este iadul. Plata păcatului este iadul. Dacă trăiești cu ele asupra ta, îți chinui sufletul cu păcatele acelea și vei încerca să scapi de ele. În băutură, în droguri, în relații de un fel sau altul, în muzică, în tot felul de activități, colecții de un fel sau altul, în depresie, mai știu eu în ce alte lucruri ai putea cădea. Toate acestea îți mănâncă sufletul, este acolo un vierme care te roade. Vei trăi cu el. Și vei ajunge la judecată. Și judecata lui Dumnezeu este dreaptă. Nimeni nu poate scăpa de judecata lui Dumnezeu. Și confruntați cu această perspectivă a dreptății lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu, a faptului că suntem responsabili de faptele noastre, descoperim un Dumnezeu al dragostei. Un Dumnezeu care dă viitor și speranță. Un Dumnezeu care vrea să-ți binecuvânteze viața aici și toată veșnicia. Ultima întrebare. Tinerii care sunteți aici necăsătoriți, mâna sus, necăsătoriți, mâna sus, țineți o clipă, mâna sus, nu vă fie jenă. E mare lucru să fii necăsătorit. Ai în fața ta cea mai mare oportunitate. Cum ai vrea să trăiești tinerețea? Ai vrea să trăiești tinerețea pe calea lui Dumnezeu sau pe calea lumii? Ai vrea relații pe calea lui Dumnezeu sau pe calea lumii? Ai vrea să te căsătorești pe calea lui Dumnezeu sau pe calea lumii? Ai vrea să ai familia binecuvântată pe calea lui Dumnezeu sau lovită de toate valurile și vânturile pe calea lumii? Cum ai vrea? Dar așa cum ești, pe drumul pe care ești acum, crezi că Dumnezeu îți poate încredința un suflet de fată curată sau un suflet de băiat cinstit? Așa cum ești acum, crezi că Dumnezeu poate să-ți dea pe mână pe cineva pentru care a murit Hristos și cu viața ta de acum să-ți bagi joc de el sau de ea? Ce te face să crezi așa ceva? Confruntat cu această perspectivă pe care ne-o dă Biblia, Dumnezeu vrea să-ți dea viitor și speranță. Știu planurile pe care le-am cu privire la voi, spune Domnul, să-ți dau un viitor și o nădejde. Ai vrea viitor și nădejde? Os Guinness, unul dintre mari filozofi creștini ai vremii noastre, deosebit de respectat în lumea academică, s-a născut în China, în familie de misionari occidentali, în China, după al doilea război mondial. Datorită faptului că în locul unde erau părinții lui la stația misionară, nu erau școli de limbă engleză în care să învețe băiatul lor, la vârsta de 5 ani l-au dat la o școală cu internat la Shanghai. Și Oskin spune, la 5 ani de zile am plecat de acasă. Am intrat într-o școală cu internat. Am intrat într-un program în care m-am simțit atât de singur și atât de năpăstuit. După ce am ajuns la dormitor, am descoperit că în buzunarul de la hăinuța mea erau două pietricele. Puse într-un bocceluță și un bilețel. Dragul mami, astea sunt de la mama. Și pe una scria, credincios Domnului, și pe cealaltă scria, plăcut Domnului. Și Oschir îmi spune, în fiecare seară mă duceam la culcare și țineam în fiecare mână o pietricică. Erau de la mama. Credincios Domnului și plăcut Domnului. Și spune Oschir, așa mi-am trăit copilăria și tinerețea. Cu cele două pietricele în mână. Dar pentru noi astăzi nu este o bocceluță cu două pietricele. Pentru noi astăzi este Fiul lui Dumnezeu care spune, iată, eu stau la ușă și bat.
Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Păi vin să plecăm capetele. Haideți să plecăm capetele înaintea Domnului. Și acum stăm cu capetele plecate. Repet întrebările. Ai în trecutul tău lucruri pe care le-ai făcut și ai călcat cuvântul lui Dumnezeu în modul în care le-ai făcut? Ai avut în trecutul tău relații care au distrus onoarea și a ta și a altuia? Ești implicat în prezent în fapte, în obiceiuri, în relații care îți pătează sufletul și te dezonorează? Ai probleme în familia de acum care sunt legate de modul în care te-ai comportat înainte? Ai lăsat în urma ta vieți ruinate și inimi rănite? Veniți totul să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca lâna și vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada. Este făgăduința glorioasă a iertării și a curățirii, a eliberării și a schimbării. Pentru că spune Biblia, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Uitându-te la trecutul tău, uitându-te la perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu, ascultă chemarea Lui care spune, veniți la mine. Voi toți cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Este făgăduința iertării, a eliberării. Este făgăduința schimbării vieții. Ai vrea să facă Dumnezeu lucrarea aceasta în viața ta? Mă uit la cei de la balcon care stați acolo, sunteți mulți, mulți, să vă binecuvinteze Domnul. Așa cum te uiți la inima ta, sunt acolo lucruri pe care ai vrea să spui, Doamne, în seara aceasta înțeleg că te apropii de mine cu dragostea, cu iertarea, cu jertfa ta, ești răscumpărătorul. Răscumpără, Doamne, trecutul meu și iartă păcatele mele. Schimbă viața mea și dă-mi viitor și binecuvântarea ta. Dacă inima ta dorește acest lucru, în timp ce înalți o rugăciune către Dumnezeu și spui, Doamne, îndură-te de viața mea și în baza jertfei tale iartă-mă și primește-mă și binecuvintează-mă. În timp ce înalți rugăciunea aceasta din toată inima, arată-mi lucrul acesta și printr-o mână ridicată.